Nici gerul din această perioadă nu îi convinge pe piețarii din Târgu Jiu să se mute cu legumele și fructele în piața acoperită din centrul municipiului. Asta deși autoritățile au deschis-o de mai bine de o lună, iar de câteva zile au pornit instalația de căldură. Noi am avut discuții cu dumnealor, i-am invitat să vină să ocupe cel puțin parte din parter, vedeți și dumneavoastră că sunt aproape 70 de mese, sunt condiții foarte bune, este o temperatură constant bună, au condiții de igienă, refuză pentru că au clienții dumnealor și au spus că nu ar fi o problemă gerul. Piețarii preferă să îndure frigul de afară care le degeră marfa decât să își comercializeze produsele într-un spațiu nevizitat de clienți. M-au anunțat cod galben de ger la noi. Trebuie să ieșim la piață, că e sus a devenit. Dumneavoastră cum suportați fizic temperaturile astea? Bine, deci eu nu sunt rea de frig. Și cu fructele cum faceți? Scoateți mai puține? Da, nu am fructe, am legume și da, scot mai puține, da. Ca să nu înghețe, nu? Dar de ce nu mergeți în piața aceea acoperită? Nimeni nu vrea să meargă acolo. Care ar fi motivele pentru care preferați să rămâneți aici? Nu știu eu ce, care sunt mai mari, nu eu sau noi. Dar dumneavoastră, personal, de ce preferați să suportați gerul ăsta și să nu mergeți acolo? Am în piața asta, aici de aia. Au deschis piața asta acoperită, nimeni nu vrea să meargă acolo. Ne puteți spune care sunt motivele? Sunt mesele mult mai mici decât ăsta și banii sunt la fel. Dar spun dânsii că au căldură, au condiții. Nu trebuie să vezi că e geamul înghețat, nu e nicio căldură. E la fel ca aici, poate mai frig. Chiar dacă merge aeroterma? Chiar dacă merge. Foarte mulți dintre piețari nici nu au mai venit să deschidă tarabele din cauza temperaturilor scăzute. Au preferat să oprească temporar activitatea decât să vândă în hala acoperită. Municipalitatea a cheltuit 2,4 milioane de lei pentru o construcție care este pustie de aproximativ două luni de când a fost inaugurată.